Doamne ajută! Cei de la Trinitas TV au cele mai bune emisiuni din spațiul de televiziune românesc și poate chiar și din spațiul de radio. Dar la Trinitas TV cu siguranță sunt cele mai bune emisiuni procentual vorbind aici învăța cultural, istoric și chiar și religios. Pentru toți ignoranții recomand Trinitas TV. Dar am un mesaj văzut pentru cei de la Trinitas TV. Lăsați-o mai moale cu socialismul. Atât Trinitas TV cât și Trinitas Radio pe care îl ascult este cel mai ascultat post de radio la mine în mașină. Când vine vorba de discuții ce au legătură cu economia, acolo din păcate mergeți pe aceeași pe care merg marea majoritate a românilor, indiferent că sunt atei sau creștini. Și aici este o chestie foarte interesantă. Indiferent că românii sunt atei sau creștini și când spun atei mă refer la atei pasivi care nu au treabă cu alții sau la atei agresivi. Și la fel când spun creștini mă refer la creștinii care își văd de treaba lor și își văd de viața lor și de mântuirea lor sau la creștinii care mor de grija altora, într-un fel sau altul, e bine, interesant este că atunci când vine vorba de economie, și unii și alții, toate categoriile, indiferent la ce se raportează din punct de vedere divin, așteaptă cumva salvarea de la stat. Și dacă la atei, cumva, chestia asta are o oarecare logică, pentru că statul este înlocuitorul lui Dumnezeu uh, pentru atei, la noi, la creștini, nu are logică. Caz concret, azi dimineață, la Radio TAS mașină, ascult. Despre un proiect Smart Lab, care presupune a introduce chestii smart în toate școlile și în toate credințele și în toate instituțiile de educație din România. Mă rog, nu comentez, nu asta vreau să, nu asta vreau să fie scopul clipului, dar era vorba și despre persoanele care suferă de autism, tinerii care suferă de autism și își caută un loc de muncă și într-una. Doamna care reprezenta ONG-ul, proiectul Smart Lab, spunea uh, jurnalistului de la Trinita TV, o altă doamnă, că statul nu se implică, că statul nu face, că statul nu drege, că aia așa și pe dincolo, că companiile sunt reticente, să angajeze astfel de persoane așa și așa mai departe. Oameni buni, să ne înțelegem, nimic nu poate să rezolve statul mai bine decât rezolvă piața liberă. Dar mai mult de atât, în momentul în care dumneavoastră, creștinii, cereți de la stat să facă ceva, statul va face încălcând porunca să nu furi va fura banii noștri, va fura ceea ce noi cu toții numim fars, taxe și impozite, biruri de fapt pe care statul le pune și va spune uite sunt motivat pentru că o fac din compasiune este o compasiune militarizată ajut autistii, sigur că un om care nu gândește decât într-o într-un anumit kenal, într-o anumită pătrățică, va spune vai de mine, dar cum să nu ajutăm autiștii? Nu e vorba de a ajuta sau de a ne ajuta. Principala discuție aici este modul în care se obțin acești bani. Acești bani se obțin prin confiscarea proprietății private a mari mase de oameni care lucrează în privat de către stat. Și această confiscare se numește peorativ taxare, impozitare și așa mai departe, da? cu justificarea acestei compasiuni militarizate de tip socialist. Vă luăm proprietatea privată, bănuții voștri, care iată este foarte mult, aproape jumătate din timpul nostru îl muncim pentru stat ca să facem astfel de proiecte. Iată, avem și cu autiștii, avem și cu aia, avem și cu aia. Pe autiști îi ajutăm prin biserică, prin ONG-uri care trebuie să lucreze pe bază de donații ale oamenilor. Tu nu poți să faci milă cu forța, tu nu poți să faci milostenie cu forța și să vii la trineta să te vezi și să spui, da, uite, o facem în numele creștinismului. Asta nu este creștinism statul se folosește prin această compasă militarizat, militarizată pentru a-și umfla bugetul de la an, la an pentru a crește cheltuielile bugetare de la an, la an Și asta pentru că și creștinii, din cauza analfabetismului economic și a unei foarte precare înțelegeri filozofice a faptului că orice taxare este o formă de furt legal, da? presupune confiscarea acelor bani fără a-i da omului posibilitatea de a fi sau nu fi de acord cu plata celor mari. Până la urmă, urmă, dacă eu nu vreau să ajut autiștii, da? eu vă răspund în față lui Dumnezeu, creștinește vorbind, mă adresez creștinilor. Voi nu mă puteți obliga pe mine să plătesc pentru ceva, nici măcar pentru renovarea bisericii. Dacă nu vreau să plătesc pentru renovarea bisericii în care zice merg la fiecare duminică și mă împărtășesc, nu plătesc. Este păcatul meu. Dar nu mă poți obliga să fac chestia asta. Da, nu mă poți obliga nici să plătesc pentru stadioane, pentru trenuri de, de fotbal, pentru case de cultură și așa mai departe. Ori statul folosește toată această compasiune militarizată falsă, da? nici măcar folosind acești bani strict pentru ceea ce spuneți dumneavoastră, ci pentru a împinge propaganda creșterii taxelor și impozitelor. Că uite, vă face mai, vă face mai, discuția poate ajunge chiar și la miliarde și miliarde de euro când vine vorba de infrastructură și mai departe. Orice formă de taxare, orice formă de impozitare este nimic altceva decât o formă de furt legal. Deci eu vă rog mult, dragi frați creștini, să înțelegeți că fapta de milostenie care este făcută prin punerea pumnului în gură nu mai este fapt de milostenie. Fapta de milostenie trebuie să fie 100% o dorință a ta, din inima ta, de a face acel bine. Și dorința există, doar că atunci când statul te rupe în compasiune militarizată, taxându-te până nu mai îți rămâne nimic pentru propria ta familie, începi să te cam sictirești pe românește de orice altă formă de compasiune militarizată și de orice altă suferință. Asta este un efect. Statul creează multe consecințe negative, inclusiv dezgustul față de orice formă de ajutorare unor persoane sinistrate în cazul de față autiști. Nu este problema de a lăsa pe acești oameni să moară de foame, ci este problema că statul, prin faptul că îți găsește mereu câte un motiv să te taxeze, da? Și întotdeauna este ceva de ori de salvare a planetei, ori de salvare a autistilor, ori de salvare. Toți trebuie să fie salvați. Cum? Prin stat. Eu zic că se poate face prin piața liberă. Eu zic că statul ar trebui să ne lase cel puțin 90%, dacă nu și mai mult, din venituri. Și apoi să ne organizăm prin biserică, să ajutăm acești oameni și prin companiile. Nici companiile, că se plângea și doamna în interviu că companiile sunt destul de reticente la angajare. Păi normal că sunt destul de reticente, pentru că companiile sunt și le taxate foarte mult cel puțin companiile mici și mijlocii au probleme mari în a face față la birurile fiscale, la furtăciunea de stat, la, la, la jaful de stat, la sistemul fiscal jefuitor al statului și atunci preferă să lucreze cu oameni care pot aduce din prima clipă profitor. Un autist nu va aduce profit. Deci știu că pentru o persoană care trăiește în această paradigma compasiunii a milei instituționalizate de stat, a milei uh, cu cu, cu anaful, cu pistolul anafului la temple, este greu să înțeleagă faptul că nu așa funcționează și putem să dăm mult din gură bla bla bla. Dar banii își spun cuvântul. Banii n-ar trebui să înlocuiască sufletul unui om sau să-l conegrească, dar din păcate, din păcate când tu vii ca și creștin și spui statul nu face aia, statul nu face altă, tu nu înțelegi că statul nu lucrează cu banii săi, ci lucrează cu banii noștri tuturor. Ce-ți de ție dreptul să decizi pe banii altuia? Aici nu e vorba de egoism, Păi nici nu poți să spui că binele se face cu forță. Deci eu îi rog mult pe cei de la Trinitas TV să mai aducă și economiști. Da? Să mai aducă și economiști. Și acolo, în București, aveți Institutul Hayek, aveți Institutul Ludwig van Mises. Poate invitați niște oameni de acolo și faceți niște emisiuni pentru alfabetizarea economică a creștinilor. Doamne ajută și mă iertați